În vremea lui Teodosie cel Mare, era un om în Antiohia pe numele său Andronic, bun meșteșugar în aur și argint. Soția sa, Atanasia, nume care înseamnă nemurire, era tot fiica unui meșteșugar în aur, iar împreună cu Andronic își împărțeau bogăția agonisită în trei părți. Una o ofereau săracilor, alta pentru îmbogățirea bisericii, iar o mică parte o păstrau pentru trebuința casei lor. Îi pomenim astăzi, conform calendarului creștin, pentru dăruirea pe care au arătat-o toată viața bisericii și credinței în Dumnezeu. Se zice că dacă toamna zboară multe pânze de păianjen, va fi o toamnă lungă. O vorbă din bătrâni mai spune că boala de ochi se vindecă spălându-te cu apă în care și-a spălat preotul mâinile după săvârșirea Sfintei Liturghii sau cu apă dintr-o apă curgătoare luată în vinerea Paștelui sau în orice zi, dar înainte de răsăritul soarelui.